Prin ajutorul Bunului Dumnezeu, suntem în viață și continuăm să studiem din Sfintele Scripturi. Astăzi, alte pilde, pildele rodirii. Pomii roditori și vița de vie sunt foarte frecvenți în literatura biblică, drept comparații pentru oameni, în primul rând în ce privește creșterea, dar în mod deosebit în ceea ce privește rodirea. Dacă este sau nu este, dacă este puțină sau este multă. În această lecție vom studia pilda lui Iotam, pilda lui Ioas, care fac referire la pomii fructiferi, pilda viei Domnului, pilda lăstarilor de vie și a vulturilor, pilda viei ca și Israel din cartea Ezechiel, pe lângă cea din Isaia, pilda smochinului neroditor și pilda smochinului înverzit. Toate având de-a face cu smochini, măslini sau viță de vie. Acești arbori, arbuși fructiferi, foarte frecvenți, o binecuvântare de altfel pentru evrei. Dumnezeu de altfel le-a spus că atunci când vor fi credincioși și chiar acești pomi și vița de vie se vor dezvolta și vor da roadele cuvenite, iar când evreii nu aduceau ei roadele, chiar și natura suferea. Iată ce spune Scriptura și în Psalmul 1, referitor la comparația dintre oameni și pomi, pomii fructiferi. Comparațiile pot să fie și cu referire la copaci, dar ei nu sunt roditori. Cum spune versul, brad frumos, dar fructișorul nimeni nu l-a văzut. E mai bine lămioară prin grădină, prin livadă, decât cineva să piară dintr-un plop înalt să cadă. E mai bine mărul să fie bătut lângă drum, decât să aprins cuptorul. Psalmul 1, versetul 3. Omul credincios, plăcut Domnului, care își găsește plăcerea în legea Domnului, este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Dar nu orice fel de pom. Un pom care își dă rodul la vremea lui și a cărui frunze nu se vestejește. Tot ce începe, duce la bun sfârșit. Asta în raport cu Dumnezeu, dar și în raporturile interumane, spune Cartea Cântarea Cântărilor, capitolul 2, versetul 3 e cuvântul femeii către bărbat. Ca un măr între copaci și păduri, așa este prea iubitul meu între tineri. Deci o diferență între un pom roditor și un copac. Cu așa drag stau la umbra lui, că umbră face și un copac, dar flămânzești. Dar dacă ai și ce să mănânci și umbră, e tot ceea ce ți-ai dori. Pentru că scrie în final, și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. Haideți să luăm pildele la rând, așa cum le-am anunțat. Mai întâi pilda lui Ioas, cartea Judecători, capitolul 9. Cu ocazia tragicului eveniment a uciderii fiilor lui Gedeon de către fratelor Vitreg, Abimelec și ceata lui, singurul care a scăpat, cel mai tânăr Iotam, versetul 7, a aflat despre lucrul acesta, s-a dus, s-a așezat pe vârful muntelui Garizim, munte de pe care altădată s-a rostit binecuvântarea, și iată ce le-a strigat cu glas tare: ascultați-mă, locuitorii Sihemului, și Dumnezeu să vă asculte. Copacii au plecat să ungă în împărat și să-l pună în fruntea lor. Ei au zis măslinului: împărățește peste noi. Dar măslinul a răspuns: să împărăsesc eu unde lemnul meu care mi-a ce laude din partea lui Dumnezeu și a oamenilor, ca să mă duc să domnesc peste copaci. Și copacii au zis smochinului: vină tu de împărățește peste noi. Dar smochinul a răspuns: să împărăsesc eu dulceața mea și rodul meu cel minunat, ca să mă duc să domnesc peste copaci. Și copacii au zis viței: vină tu și domnește peste noi. Dar vițele a răspuns:
să împărăsesc eu vinul care înveselește pe Dumnezeu și pe oameni, să mă duc să domnesc peste copaci? Atunci toți copacii au zis spinului, vino tu și împărățește peste noi. Și spinul a răspuns copacilor, dacă în adevăr vreți să mă ungeți ca împărat al vostru, veniți și adăpostiți-vă sub umbra mea, astfel să iasă un foc din spin și să mistuie cedrii Libanului. Aceasta este pilda. Pomii fructiferi au respins, motivat cererea copacilor și până la urmă ei tot și-au ales un rege, dar tot din pădure. Însă finalul acestei uniri a fost distrugerea pădurii. Ce înțelegem din această pildă? Două adevăruri vreau să menționez doar. Primul, refuzul asocierii rodirii cu nerodirea. Pe rând, măslinul, smochinul și vița de vie au spus, nu ne putem părăsi rodirea ca să ne asociem cu nerodirea. Chiar dacă urmau să fie numiți rege, păstrând imaginea din pildă. Rodirea, au spus pe rând, că era o binecuvântare pentru Dumnezeu, pentru oameni, o satisfacție pentru sine. Nu poate să se asocieze cu nerodirea. Pentru că unele relații anulează altele. Și-au dat seama măslinul, smochinul și vița de vie, că dacă intră în pădure, nu mai pot să rodească. Vor fi cu copaci, dar nu va fi cu rodul. Spinul a acceptat că tot nu avea altceva de făcut, nu se ocupa cu rodirea. De aceea noi, ca și credincioși, trebuie să știm că avem o menire dată de Dumnezeu, fiecare potrivit cu darurile Lui. Zice Iacov în epistola sa, capitolul 3, versetul 12, că nu poate un pom să dea ceea ce e rânduit pentru altul. Scria el aici, poate un smochin să facă măsline? Nu trebuie să faci măsline dacă ești smochin, faci smochine. Sau vițe de vie să facă smochine? Nu. Dar fiecare face ceva bun, pentru că noi avem fiecare darurile noastre, aptitudinile cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat și putem să fim folositori. Asta dacă stăm la îndemâna lui Dumnezeu și dacă ne păstrăm locul în slujba ce Domnul ne-a rânduit-o. E foarte important să înțelegem că asocierea cu cei răi duce la pierderea rodirii. Spune Scriptura în Cartea Proverbe, capitolul 22, și așa se întâmplă cu unii care se împrietenesc cu cei de afară, împrietenirile schimbă rodul sau îl fac să se piardă. 22 cu 24 și 25. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Aceeași idee, scrisă într-un mod foarte concret, o întâlnim în a doua Ioan, capitolul 1. Citesc de la versetul 7. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Păziți-vă bine să nu vă pierdeți rodul muncii. Versetul 10, dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l priviți în casă, nu ziceți bun venit. Că cine zice bun venit, se face partaș faptelor lui rele. Observați, asocierea determină rodul. Sau cum spune Pavel în Corinteni 15:33, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. De altfel, nu se poate uni lumina cu întunericul. Domnul nu poate să aibă absolut nimic cu diavolul. Spune foarte concret apostolul Pavel, 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 14. Nu vă înjugați la un joc nepotrivit cu cei necredincioși. Ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună
Hristos cu Belial, ce legătură al cel credincios cu cel necredincios, cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idoli. Ce a vrut să le spună Iotam atunci? Faptul că v-ați unit cu astfel de oameni vă face să vă pierdeți rodul. O astfel de asociere nu este posibilă. Pentru că erau naturi diferite. Cei credincioși se adună și cei răi se adună și ei. Și unii cu alții nu pot să se asocieze. M-au zis despre un băiat care obișnuia să meargă atunci când era liber la o familie de bătrâni să-i ajute. Și acolo a zărit o fată care și ea la rândul ei proceda la fel, ajutând pe sora în vârstă. Și așa a rânduit Dumnezeu că s-au potrivit în câteva weekenduri, deși n-au fost succesive, adică în fiecare săptămână, și până la urmă s-au căsătorit. Pentru că ei, rodind amândoi fiecare în domeniul lui, a fost normal să fie împreună. Smochii nu e normal să fie în vie, cum vom avea altă pildă, dar nu e normal să fie în păduri. Dar m-au zis și situația în care un tânăr de la adunare s-a întâlnit tot cu o tânără de adunare la discotecă. Pentru că nu se poate să rodești și să fii unit cu cei de afară. Rodirea te ține în livadă, nerodirea te duce în pădure. Și un al doilea adevăr care vreau să-l învățăm din această pildă, rezultatul asocierilor vinovate, care, așa cum am arătat, nu poate fi decât între cei răi, chiar dacă ei sunt diferiți, că spinul nu-i tot una cu copacul, nu-i folositor pentru nimeni. Ar și spinul, au ar și copaci. Și cele întâmplate în istoria Israelului în anii următori atunci și în alte evenimente au adeverit acest principiu general valabil. Știți ce s-a întâmplat? Scriptura prezintă în Judecător, capitolul 9, în continuare, că s-a iscat o dușmănie între cei ce s-au asociat la început, Abimelec cu locuitorii Sihemului, și s-au omorât unii pe alții în final. Pentru că asocierea celor răi duce mai grabnic la distrugerea lor. Asocierea de la turnul Babel a dus mai degrabă la distrugerea acelui turn. Așadar, să fim prieteni, cum zice în Psalmul 19, cu cei ce se tem de Domnul. Pentru ca să putem să ne păstrăm rodirea și să știm că cei răi se asociază, dar asta nu îi ajută, ba dimpotrivă, le grăbește sfârșitul și le aduce o osândă și mai mare. Să ne amintim de Adonia, care s-a unit dorind să fie rege al Israelului, cu oameni care aveau și ei carențele lor. Ce s-a întâmplat cu ei? Și-au grăbit sfârșitul. Adonia, Ioab, Abiatar, puteau să-și mai lungească zile dacă stătea fiecare separat. Sau dacă cei răi și-ar fi schimbat comportamentul. Pentru că și copacii nu pot, dar oamenii pot să și-l schimbe. Așadar, să știe și tinerii că prietenii realizate de pe Facebook nu sunt între măslin și smochin. Pentru că în lumea rea, prieteniile pot să fie numai între copaci și spini. Și rezultatele vor fi pe măsură. Tinerii credincioși se întâlnesc la adunare, se întâlnesc în lucrarea Domnului și asta e valabil pentru noi orice vârstă am avea. Să trecem la o altă pildă. Pilda lui Ioas, cartea 2 Cronici, capitolul 25. Cuvinte rostite de regele Ioas al lui Israel către Amația, regele lui Iuda. Citim de la versetul 17. După ce s-a sfătuit Amația împăratul Iuda, a trimis să spună lui Ioas, fiul lui Ahaz, fiul lui Jehu, împăratul lui Israel, vino să ne vedem față în față. Vom vedea ce însemna asta. Și Ioas, împăratul lui Israel, a trimis să spună lui Amația, împăratul lui Iuda, spinul din Liban a trimis să spună cedrului din Liban,
dă pe fiica ta de nevastă fiului meu și fiarele sălbatici din Liban au trecut și au călcat în picioare spinul. Asta a fost pildă. Și apare explicația. De aici reținem o singură idee. Tu te gândești că ai bătut pe edomiți. Deci regele Iuda înfrânsese pe urmașii lui Esau. De aceea ți se înalță inima ca să te mândrești. Acum stai mai bine acasă. Pentru ce să stârnești un rău care ți-ar aduce pe irea ta și a lui Iuda? Dar Amația nu l-a ascultat, fiindcă Dumnezeu hotărâ să-l dea în mâinile vrăjmașului, că-și căutase pe Dumnezeii Edomului. A pornit la război, dar a fost înfrânt, a căzut prizonier, pentru că mândria merge înaintea morții sau înaintea unei smeriri crunte. De ce a fost mândru regele lui Iuda? De ce, a doua întrebare e mai adâncă, de ce n-a înțeles pilda și de ce n-a ascultat să se smerească? Versetele anterioare prezintă un dialog între acest rege mândru și un proroc, care l-a mustrat pentru fapta lui de a aduce zeitățile păgâne în Israel. Păratul s-a supărat și prorocul îi spune, citesc versetul 16, știu acum că Dumnezeu hotărâ să te nimicească pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai ascultat sfatul meu. Deci oamenii mândri au probleme în viața lor, au păcate. Știți că și pe Nebucadnețar Dumnezeu nu l-a iertat și în culmea mândriei lui l-a lovit. Dar el avea păcate, de aceea spune Daniel în 4:27, placă sfatul, rupe-o cu nelegiuirile, că nu știu cum se face că omul păcătos îi și mândru. Și omul care ar avea cu ce să se laude înaintea lui Dumnezeu, găsește motive să fie smerit. Să se laude înaintea lui Dumnezeu, spun în sensul celor spirituale, nu că față de Dumnezeu. Dar amintiți-vă de Pavel, care la un moment dat zice, dacă e vorba să mă laud, o spun în nebunie, n-ar fi corect să o fac. A făcut-o dintr-o nevoie de apărare a credincioșilor. Să ne ajute Domnul să fim smeriți. Căci în gura celui mândru, zice înțeleptul, există o nuia. Și uneori poate să fie foarte usturătoare. Se spune că un rege mongol a fost luat prizonier de un monarh turc și când îl aștepta pe tron la o judecată și a intrat prizonierul, cel de pe tron a râs și celălalt a zis, de ce râs? Pentru că sunt chior? A zis, nu, în sensul la care te gândești. Și pentru că mă gândesc că tu, un chior, ai fost rege și eu, un șchiop, sunt o rege. La cine a dat Dumnezeu regatele? La un șchiop și la un chior. Pentru că, la urma urmei, noi toți putem găsi la noi motive de smerenie și să dăm slavă lui Dumnezeu care a fost mai bun cu noi decât meritam. Așadar, niciunul nu are motive să se mândrească și atunci când ne vine mândria să ne gândim că există un substrat păcătos în noi, o influență demonică, pentru că asta numai de la diavolul vine. Și Dumnezeu nu iartă mândria. Mândria grăbește pedeapsa, așa cum s-a întâmplat și aici. Să fim așadar atenți la cuvintele noastre, spunea Domnul, citesc din Matei capitolul 12, referitor la valoarea pozitivă sau negativă a unui cuvânt, 33, ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Și știți aici despre ce rod e vorba? De rodirea în vorbire. Scrie în continuare că din prisosul inimii vorbește gura. Deci când se scoate o vorbă mândră, vorbă cu aroganță, înseamnă că există un prisos acolo unde mândria s-a dezvoltat. Și asta scrie aici în continuare că la judecată
ne face vinovați. Să ne ajute Domnul Iisus să-i luăm modelul și să rămânem smeriți. Amin? Pentru că, observați în pilda asta, Dumnezeu a rostit-o printr-unul care nici el nu era credincios. Dar Dumnezeu l-a folosit atunci, ca altă dată pe alți oameni, sau o măgăriță, sau pe împăratul Egiptului pentru Iosia. Dar ceea ce este evident în pilda asta este că rodul altor păcate a fost mândria și rodul mândriei a fost distrugerea apropiată. Trecem la o altă pildă, pilda sau pildele viilor, citim în Isaia 5 mai întâi. De la versetul 1. Voi cânta preiubitului meu cântarea preiubitului meu despre via lui. Preiubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, l-a curățit de pietre, a sădit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat un teasc. Apoi trăgea nădejde care să facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatice. În mod natural, așa ceva nu se poate întâmpla. Ca o viță de soi bun să dea struguri sălbatici. Dar în cazul oamenilor, iată că se poate. Vreau să înțelegem de aici trei adevăruri. Primul, pregătirea terenului în vederea cultivării cu succes a viței de vie, asta în zonele respective, este foarte asemănătoare cu istoria Israelului, care poate fi luată prin comparație cu preluarea omului din păcat și oferta mântuirii. Nu se putea semăna în acel ogor. Trebuia curățit întâi, trebuia amenajat. Dumnezeu a făcut pentru Israel investiții mari. Așa cum este scris într-o altă ipostază a unei femei, a luat-o din sângele ei și a făcut din ea regină. Dumnezeu a defrișat zona aceea de cananiți, i-a sădit pe ei într-o țară frumoasă. Pe de altă parte, vița de vie este o plantă comparabilă cu poporul Dumnezeu pentru că ea nu poate să se susțină singură. Vedeți, un copac crește și nu are nevoie de proptele. Vița de vie trebuie să se sprijine pe cineva. Poporul Dumnezeu întotdeauna s-a sprijinit pe Domnul. Când nu s-a sprijinit pe Domnul, s-a sprijinit pe idoli. Vița de vie este plăpândă, dar în schimb este foarte roditoare. Sub mai multe aspecte seamănă cu poporul lui Dumnezeu, care ar trebui să fie roditor, dar lipit de Domnul. Numai în condiția asta poate să rodească. În cazul nostru, a tuturora, comparația este perfect valabilă. Dumnezeu ne-a luat din condiția noastră de păcătoși, a curățit terenul, s-a ocupat de noi și ne-a rânduit, cum spunea Domnul Iisus ucenicilor, ca să aducem roadă. Deci nu se pune problema că înainte nu erau condiții. Dumnezeu creează condiții pentru roadă. N-a fost de vină stăpânul viei. El a pregătit terenul. În al doilea adevăr, comportamentul viei, struguri sălbatici, citim aici în versetul 4 și 7, ce aș mai fi putut să fac viei mele și nu i-am făcut? Deci, investiția a fost completă. Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Versetul 7. Via Domnului oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. El se aștepta la judecată, asta ar fi fost struguri buni, dreptate, și când colo, iată sânge vărsat. Se aștepta la dreptate și când colo, iată strigăte de apăsare. Comportamentul viei, strugurii, reprezintă faptele, în cazul acela, rele ale poporului. Asta în cazul evreilor sau a neamurilor. Asta este o atitudine nepotrivită pentru investițiile și favoarea primită de la Domnul. Asta îi face pe oameni vinovați. Nu că înainte nu puteau rodi, ci că după ceea ce Dumnezeu le-a oferit harul
nu rodesc. Să citim în Roman capitolul 6 despre rodire și vom vedea că diferența ar trebui să fie totală între ceea ce a fost înainte și ceea ce se poate acum. Roman 6 de la versetul 21. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestui lucru este moarte. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robia lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Deci, nu putem să vorbim de mântuire fără rodire. Și condiții sunt. Același adevăr este menționat în Evrei capitolul 6. De aceea nimeni dintre noi să nu se scuze spunând: eu nu pot rodi, în sensul că nu pot să am o altă viață. Nu pot să fiu drept, sfânt, curat. Evrei 6 de la versetul 9. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este drept să uite osteneala voastră și dragostea pe care ți-a arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Deci, mântuirea trebuie să fie însoțită de rodire. Duhul Sfânt, când vine în viața noastră, vine cu pachetul de roadă și cu darurile care le împarte după voia sa. Nu se poate să vină Duhul Sfânt și să nu fie rodire. Adică nu se poate să fie un om născut din nou și să nu existe condiții de rodire. Dacă nu există rodire, vinovăția este a viei. Cum am spus, în mod fizic nu se poate la vie, dar iată că la oameni se poate. Cum zice și Iacob, poate din aceeași vână a izvorului să iasă două feluri de apă? Nu se poate, dar din aceeași gură? La oameni se poate. Deci ceea ce natura nu poate comite o asemenea eroare, noi putem. Natura are legile ei pe care le respectă. Și dacă și în natură nu se respectă, își primește osânda ca acel smochin blestemat. Dar în dreptul oamenilor depinde de noi. Așa cum scrie în Romani acolo în versetele anterioare. Noi trebuie să ne dăm lui Dumnezeu ca să se poată realiza rodirea în viața noastră. Și un al treilea adevăr de aici, comportamentul stăpânului viei, în speță a lui Dumnezeu, reflectă atitudinea lui general valabilă ca răspuns la atitudinea omului, adică har sau pedeapsă, păstrare sau abandon. Ne întoarcem la Isaia capitolul 5, stăpânul viei se justifică în atitudinea lui. Citim versetele 5 și 6. Vă voi spune însă acum ce voi face viei mele. Îi voi smulge gardul ca să fie păscută de vite, îi voi surpa zidul ca să fie călcată în picioare. O voi pusti. Nu va mai fi curățită, nici săpată, spini și mărăcini vor crește în ea. Voi porunci și norilor să nu mai ploaie peste ea. A fost o vedenie anul trecut pentru adunările din țară. S-a făcut ca o inspectare a roadei. Și unde nu s-a văzut roadă, că de asta mi-am amintit, Dumnezeu a poruncit să se oprească sursele de apă. Dumnezeu mi-a vorbit cu un timp în urmă să nu mă duc în unele locuri și să-L întreb unde să mă duc sau nu, că sunt ogoare peste care Domnul în vremea asta nu plouă. De ce? Pentru că a fost o vreme de nerodire și Dumnezeu este mâniat pe unii oameni sau pe unele popoare sau adunări. În Isaia este scris aici în capitolul 3 de la versetul 10, bine de cel neprihănit lui va merge bine, se va bucura de rodul faptelor lui. Vai de cel rău, lui va merge rău, că își va culege rodul faptelor lui. Deci Dumnezeu ia atitudine așa ca un agricultor.
Și cum vom vedea, la smochin neroditor. Dacă îi se merită, continuă investiția, dacă nu, renunță și face altceva. Dumnezeu se îndură, dar asta vom vedea că are limite. Deci, noi putem băga de vină la Dumnezeu de ce nu investește mai mult. El a investit destul în dreptul fiecăruia. De aceea, scrie aici, recitesc versetul 4, ce aș fi putut să fac vie mele și nu i-am făcut. Aceeași idee, 1 cu 5, tot Isaia. Ce pedepse noi să vă mai dea când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai rău? Deci Dumnezeu și în bine și în rău a făcut tot ceea ce ținea de El, dar tot nu au fost rezultate. Rămânem tot la o vie, mai exact la un lăstar, citim în Ezechiel 17. Deci învățăm un adevăr specific. Este interesantă vorba asta cu tâlc, așa cum e numită în versetul 2, citim de la versetul 3. Un vultur mare, cu aripi lungi, cu aripi întinse, acoperit cu pene peseze, a venit în Liban și a luat vârful unui cedru. A rupt ramura cea mai înaltă, a lui a dus-o într-o țară de negoți și a pus-o într-o cetate de negustori. A luat și din sămânța țării, a pus-o într-un pământ roditor și a pus-o lângă apă mare și a sădit-o ca pe o salce. Lăstarul acesta a crescut, s-a făcut un butuc de viță întins, dar nu prea înalt. Vițile erau îndreptate spre vulturi și rădăcinile erau sub el. Astfel s-a făcut un butuc de viță, a dat lăstare și a făcut mlădițe. Deci până aici toate bune. Dintr-un lăstar s-a făcut o viță de vie. Mai era însă un alt vultur mare, cu aripi lungi, cu pene multe, și iată că din pământ unde era sădită vița, aceasta s-a întins rădăcinile cu lăcomie spre el, spre cel de-al doilea vultur, și și-a îndreptat ramurile spre el, ca să o ude mai mult decât pe stratul în care era sădită. Vița era sădită într-un pământ bun, lângă o apă mare, așa ca să facă mlădițe, să dea rod, să se facă o viță minunată. Spune, zice Domnul Dumnezeu, îi va merge bine ei oare? Nu îi va smulge vulturul din tâi rădăcinile și îi va tăia rodul? Și se vor usca toate frunzele odrăslite? Se va usca și nu va trebui niciun braț puternic, nici multă lume, ca să o scoată din rădăcinile ei. Iată că este sădită, îi va merge bine? Dacă o va atinge vântul de răsărit, nu se va usca ea oare? Da, se va usca în toate straturile unde a odrăslit. Și în versetele următoare se dă explicația. Împăratul Babilonului pusese pe tron în Iuda, la Ierusalim, pe unul din fiii lui Iosia. Dar acesta s-a asociat cu regele Egiptului, crezând că astfel va scăpa de a mai fi vasal Babilonului. Ei, însă în prima înțelegere cu împăratul Babilonului se făcuse un legământ și prin asocierea cu Egiptul ei și-au călcat legământul. Și în Scripturi, nerespectarea unui angajament a fost pedepsită această atitudine. Să ne amintim de cuvântul dat de Iosua gabaoniților. Saul n-a mai vrut să țină cont de asta, Dumnezeu a pedepsit țara. Să ne amintim de un alt angajament făcut de evrei tot în perioada dinaintea robiei babilonene, descris în Ieremia 34. S-au angajat să dea drumul robilor. Apoi iar i-au luat înapoi. Și Dumnezeu i-a pedepsit și atunci. De aici învățăm că un cuvânt dat, cum scrie și în Psalmul 15, chiar în pagoba noastră, trebuie respectat. Altfel, atragem o sândă asupra noastră. De aceea să fim atenți la legămintele vieții de familie, la angajamente în biserică, să fim atenți la juruințe. Mai degrabă să ne luăm, dar oricum sunt situații în viață în care, chiar dacă nu sub formă de juruință, anumite angajamente tot trebuie luate, anumite roluri tot trebuie asumate. Să nu ne călcăm cuvântul, spunea Domnul Iisus, când din da facem nu lucrul acesta, vine de la cel rău. Și Dumnezeu ia atitudine. Am citit despre un premier al Marii Britanii, un lord,
care în timpul unei ședințe a rugat miniștrii să facă o pauză scurtă pentru că și-a amintit că i-a promis cuiva să vină, că îi dă ceva. Și fiindcă era credincios, a spus: nu mai mă simt liber să continui ședința până nu mă duc să-mi onorez promisiunea. Este ora la care am spus că îi ofer lucrul acesta. Și a revenit apoi imediat la ședință. Am avut o experiență ciudată cu un ateu aici în Arad, care și-a dat un cuvânt și cineva, și îmi pare rău să spun, credincios fiind, l-a îndemnat să rupă, să-și calce cuvântul. Nu se semnase niciun act, cum că îi oferă mai mult. Și l-a spus: da, mi-am dat cuvânt. Și tot în perioada aceea, un alt credincios era ceva de aceeași natură, de aceea mi-a rămas în minte, și-a dat cuvântul, a semnat un act și în urmă a zis: da, dar mai trebuiau ceva bani. Să fim atenți, pentru că ne facem vinovați înaintea Domnului. Și încă o vie mai întâlnim în Ezechiel, capitolul 19. Spun asta pe scurt. De la versetul 10 la 14 este prezentată situația Israelului ca o vie care a crescut mare, atrăgea privirile prin înălțimea ei și prin mulțimea mlădiților ei, dar a fost mulsă cu mânie și aruncată la pământ. Această pildă descrie dezvoltarea Israelului și apoi distrugerea lui, așa cum scrie și în Psalmul 80. Dumnezeu a dus o vie, a sădit-o, dar apoi a hotărât, exact cum am citit și în Isaia 5, de aceea nu mai zăbovim, Dumnezeu a fost nevoit să o distrugă. Dumnezeu spunea, Isaia 27, de la 2 la 5, n-am nicio mânie. Adică îmi păstrez intenția bună față de vie, dar dacă nu găsesc roadă, atunci, cum a zis Iosua, și scrie în cartea sa, capitolul 23, de la versetul 14, cu aceeași hotărâre Dumnezeu se ține de binele promis, dar și de răul anunțat, dacă avem un comportament vinovat. Iosua 23 cu 14. Iată că astăzi eu mă duc pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Recunoașteți dar din toată inima voastră și din tot sufletul vostru că niciunul din toate cuvintele bune pe care le-a rostit Domnul asupra voastră n-a rămas neîmplinit. Toate s-au împlinit. Niciunul n-a rămas neîmplinit. Și după cum toate cuvintele bune pe care le-a spus Domnul Dumnezeu vostru s-au împlinit pentru voi, tot așa Domnul va împlini față de voi toate cuvintele rele, până vă va nimici de pe fața acestei țări bune pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru. De ce s-a întâmplat cu via? Dumnezeu a anunțat de la început, pentru că acestea sunt principiile Lui. Binecuvintează viața sfântă și blestemă viața păcătoasă. Trecem la pilda smochinului neroditor. Luca 13, de la 6 la 9. Un om avea un smochin sădit în via sa. Nu normal, smochinii nu se sădeau în vie. Pentru vie se păstra pământul mai bun și Domnul a vrut să spună prin asta că a ținut foarte mult la acest smochin și i-a oferit un loc de favoare. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis viorului: iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc, taie-l. La ce să mai cuprinde și pământul degeaba? Doamne, a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta, am să-l sap de jur împrejur, am să-i pun gunoi la rădăcină, poate că de acum înainte va face roadă, dacă nu, îl vei tăia. De aici vreau să învățăm două adevăruri. Primul, nerodirea era situația de atunci a evreilor, poate fi și a noastră. Se poate întâlni în viața celor din vie. Este starea pe care stăpânul nu o așteaptă. Este ca și în cazul viei. Acolo spunea că a făcut struguri sălbatice, ai scrie că n-a rodit deloc. În fond e aceeași chestiune.
absența trăirii curate. Și trebuie să ne fie clar că noi toți suntem rânduiți să aducem roadă. A nu fi folositor lui Dumnezeu este o vinovăție mare. Stăpânul a hotărât să-l taie. Cum, după ce i-a dat locul de favoare în vie? Da. Spunea Ioan Botezătorul, citesc Matei capitolul 3, versetul 10, iată că securea a și fost împlită la rădăcina pomilor. Deci, orice pom, fie el smochinul preferat, care nu face roadă bună, va fi tăiat și aruncat în foc. Cineva a avut o vedenie, se făcea că cei din biserică au ajuns în împărăția lui Dumnezeu și fiecare trebuia să se așeze pe un scaun. Și unii n-aveau scaune. Și ca atare au fost dați afară. Și vedenia a revenit în realitatea de aici și se făcea că și în adunare toți oamenii aveau scaune. Dar fiecare scaun avea o titulatură. Primire de oaspeți, facere de bine, cântare, rugăciune, mijlocire, predică. Fiecare trebuia să stea pe scaunul chemării lui. Și unii nu stăteau pe scaunul acesta. Mie nu-mi place asta. Sau unul stătea pe un scaun la primire de oaspeți și spunea, acum n-am chef de musafiri. Sau altul stătea pe scaunul mijlocirii, acum nu sunt gata pentru mijlocire. Și cum nu-și făcea slujba, se făcea în vedenie că sărea de pe scaun și auzea o voce. Așează-te, acesta e locul tău. Nu stai pe locul tău aici, n-ai loc dincolo. Cum zice un vers, căci în patria cerească, în mulțimea de noroade, Dumnezeu să strămute, să sădească, să-i primească numai pomii plini cu roade. Fără activitate, vei fi îndepărtat. Vom vedea în alte pilde ale slujirii că și cel cu talentul îngropat a fost respins. Un al doilea adevăr, îl desprindem din mijlocirea vierului. Mai lasă-l, am să mă ocup de el. Aici avem de-a face cu îndurarea lui Dumnezeu în urma dragostei sale, a mijlocirii Fiului Dumnezeu. Asta amână pedeapsa, dar rețineți, nu anulează, nu suspendă în mod total, numai o amână. Un an să mai rămână. Citim în Roman capitolul 11 despre felul în care Dumnezeu ne tratează în raport cu roadele aduse. Romani 11 de la versetul 17. Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate și dacă tu care ai într-un măslin sălbatic ai fost altuit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Deci 20. Au fost tăiate din pricina credinților, iar tu stai în picioare prin credință, nu te îngânfa, ci teme-te. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, care n-au dus roadă, nu te va cruța nici pe tine. Uite, dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, bunătatea e sădirea în vie, asprimea e tăierea, dacă nu se aduce rodire. Bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta alminterea, vei fi tăiat și tu. Și scrie în continuare, și evrei pot să fie din nou altoiți. Să se îndure Domnul de noi ca măcar în anul de grație să ne punem pe treabă, dacă n-am făcut-o mai repede. Că altfel ne așteaptă aceeași soartă, ca pe copacii pădurii. Iar la urmă pleava spinii și mlădițele uscate, într-o margine a grădinii vor fi aruncați pe linii resturile lepădate. Și spune aceeași poezie, Paradisul Verde, să nu fim doar formaliști, ci cântăm să și trăim, nu doar frunze și petale, să rodim și portocale, să ne ajute bunul Dumnezeu. Și ultima pildă, pilda smochinului înverzit. O întâlnim în cele trei evanghelii sinoptice, Matei, Marcu și Luca. Să ne oprim la varianta din Matei. De altfel,
Singura diferență este că în Luca scrie că înverzesc și copacii pe lângă smochin. Matei 24, citim de la versetul 32. De la smochin învățați pilda lui. Ce mai putem învăța de la smochin? Când îi frăzejește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la ușă. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. De aici vreau să învățăm un singur adevăr. Domnul a vorbit despre înfrunzirea smochinului și altor copaci, cum am spus că scrie în Luca, când a vorbit despre evenimentele intervenției lui Dumnezeu în anul 70 la evrei, sfârșitul acestei epoci, revenirea sa, toate sunt marcate de evenimente premergătoare. Înfrunzesc copacii, vine un nou anotimp. Au loc aceste evenimente, se vor schimba lucrurile, vine veacul viitor. Expresia neamul acesta este interpretată diferit. Eu rămân la ceva simplu. Vrea să spună că atunci când Domnul intervine, lucrurile se vor succeda repede. Cum scrie în profeții, Domnul va grăbi anumite lucruri la vremea lor. Dar sunt niște semne. Înainte. Evreii au știut când se iasă din Ierusalim, când a fost înconjurat de oști. Și a fost o pauză a asediului, dată de schimbarea cezarului la Roma. Și au plecat. Ceilalți au suportat măcelul, moarte. La fel, la sfârșit, sunt anumite avertizări. Domnul a vorbit despre apostazie, despre cataclisme pe pământ, chiar unele privesc și astrele, răutatea oamenilor, culmea păcătoșenii, toate acestea ne avertizează, spune Evanghelia, când vedeți că se întâmplă aceste lucruri, ridicați-vă ochii în sus. Urmează Domnul să-și împlinească cuvântul. În versetele următoare, în toate cele trei evanghelii, scrie de veghere și așteptare. Mi-am amintit că ne-a vorbit Domnul odată, când eram tineri, stăteam undeva pe chirie, că va trebui să ne mutăm de acolo, avea Domnul pentru noi o situație mai favorabilă și ne-a dat un semn. Și când stăteam pe gânduri să ne mutăm sau să nu ne mutăm, s-a împlinit semnul foarte vizibil. Și am discutat cu soția, e de plecat. Pentru că Dumnezeu își ajută credincioșii cu aceste semne premergătoare. Deci nu doar natura anunță ce urmează, anunță ce urmează cel ce a creat natura și cel care se ocupă de noi, numele Lui să fie slăvit. Haideți să încheiem. Observați, cam tot ce am spus până aici se poate cuprinde în două idei scurte. Rodire sau nerodire? Rodirea e rezultatul dobândirii unui caracter divin, a unei noi naturi. Am fost altoiți, frați și surori. Se așteaptă roadă. Citim Ioan 15, cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. De la versetul 3. Acum voi sunteți curați. Versetul 4. Rămâneți în mine. Și eu rămân în voi, după cum lădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa și voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Dar dacă rămânem în Domnul, doar nu fi Domnul de vină. Deci noi putem să aducem roadă. Și aducând-o, scrie aici în versetul 8, dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Sunt câteva referințe vechi testamentale care arată că bunăstarea, fericirea, liniștea era reprezentată în Israel să stai sub viță și sub smochin. Cu alte cuvinte, atunci poți aștepta liniștit în împărăția lui Dumnezeu când aduci roadă. Că am citit o altă pildă a unui smochin care anunță că vine împărăția.
Am citit pilda cu smochinul care arată că cine știe câți ani ne va mai îngădui Domnul. Așadar să nu fim liniștiți până când vom fi în starea aceea de a aduce roadă. Fiecare potrivit cu specificul, cu chemarea lui, cu darurile care le-a primit. Și în al doilea rând, opusul, nerodirea, este un comportament nenatural pentru credincioși și duce la tăiere. Și asta înseamnă, în final, pierderea mântuirii, nu doar a răsplătirii. Spunea Domnul Iisus, citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 17, tot așa, orice pom bun face, roadă bună. Deci dacă nu-i roadă, nu-i pomul bun. Pomul bun nu poate face roadă rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Și mai avem un smochin pe care îl pomenesc numai întreagăt, pentru că n-a adus roadă, Domnul l-a blestemat. Și ce a zis? În viac să nu mai guste nimeni. Frați și surori, e cutremurător. Să ai condiții să rodești și să nu rodești, să caute Dumnezeu rod și să nu găsească, și El care te-a binecuvântat, El să te blesteme. Așadar, să nu uităm aceste pilde ale rodirii și să ne dea Dumnezeu har să rodim în orice vreme. Asta înseamnă să rămânem lângă El, lângă ape, ca nu cumva absența rodirii să ducă la tăiere. Domnul să ne cerceteze cu îndurare, dar să înțelegem că și asta și are vremea ei. Amin.